Pe țărmul cerului de miază noapte, locuitorii stelelor așteaptă. Corăbii pământene să sosească din marea tragedie omenească. Om călător, omul catarg, ce-a străbătut vâltoarea vieții de-a lungul, de-a latul, cătând un loc în care ancora să-și o arunce. A văzut, reflectat în adânc de durere, un Ghețeman, o cruce, și a înțeles că sensul de a pieri furtuna este de-a înaltul, fiindcă din fulgerul ce a scânteiat în strigătul de moarte pe Golgota, străluminând calvarul, pentru cei ce navigau spre stele, s-a aprins în poarta Orionului farul. Pe țărmul cerului de miază noapte, locuitorii stelelor așteaptă. Corăbierii lumii să sosească din marea tragedie omenească. Îi așteaptă cu istoria lor milenară, de luptă cu valul, cu vântul, care atât de cumplit îi loviră pe ei și loviră pământul, și în care și regele lor, Iisus, trebuie să-și găsească mormântul. Îi așteaptă cu urmele durării, în tălpi și în palme, urmele biruințelor, cu privile întoarse spre veșnicie, senine și calme. Îi așteaptă pe plajele luminii, unde își desfac aripile în armonie de culoare, de sunet și zbor, heruvimii. Îi așteaptă pe acei care în furtuna descătușatelor străfunduri își încordau privirile să prindă prin beznă spre țărm o scânteie pe care să o transforme într-o cale lacteie. Pe țărmul cerului de miază noapte e totul pregătit de sărbătoare. Și într-un albastru plin de nerăbdare, locuitorii stelelor așteaptă. Corăbierii lumii să sosească din marea tragedie omenească.